Este 17 august, suntem la Porumbești și este ziua de naștere a doamnei Vasilisa. Copiii, ginerii, nepoții au decis să o felicite prin intermediul nostru. 64 de trandafiri roșii plus unul alb, toate florile pentru doamna Vasilisa. Dragă mamă, azi e ziua ta, îți dăruiesc inima mea. Vă spunem bună seara, salutare oameni buni, ne scuzați în primul rând de deranj, să sperăm că stăpânii acestei gospodării frumoase sunt ospitalieri, sunt primitori și nu o să ne alunge chiar dacă am dat buzna peste dumnealor. Că tot veni vorba de stăpâni, astăzi suntem aici pentru a avea de-a face cu doamna Vasilisa. Aplauze pentru ea! Doamna Vasilisa, spuneți-mi, vă rog, ce sărbătoriți astăzi, că răsună muzica în tot satul. Ziua mea de naștere, 64 de ani. Într-adevăr, dacă ne uităm atent la calendar, el ne șoptește că astăzi este ziua dumneavoastră de naștere. Iar noi vă adresăm sincere felicitări cu ocazia aniversării a 64 de ani de la naștere. În această zi frumoasă, în această zi specială, vă dorim multă sănătate, armonie în familie, inspirație și energie pentru toate începuturile și încercările dumneavoastră. Observăm că masa este încărcată cu bucate, dar totuși desertul nu-l vedem. Și chiar dacă este și-l aveți în frigider, noi v-am mai adus ceva delicios. Este vorba de un tort personalizat, arătos, apetisant, pregătit special pentru dumneavoastră. Aplauze! Un tort cu două etaje, primul este miere cu vișină, al doilea este prințul negru, arătos, frumos, pentru dumneavoastră. Poftim! Observați că tortul este decorat cu trandafiri. De ce anume? Pentru că ele, aceste flori, simbolizează dragostea celor care ne-au trimis aici. Și nu aveți trandafiri doar pe tort, dar și în formă naturală. 64 de trandafiri roșii plus unul alb, toate aceste flori frumos miresmate sunt pentru dumneavoastră și vă rog să le primiți cu zâmbetul pe buze și în aplauzele celor prezenți. Să știți că stăm acum în fața dumneavoastră pentru că am fost trimiși totuși de cineva. Am venit încărcați cu voie bună, cu cadouri, cu urări de bine și acum dorim să vă adresăm o întrebare. Totuși, din partea cui credeți că vine acest gest în această seară frumoasă? De la Ionuș la Silvie. De la Ionuș la Silvie. Noi acceptăm presupunerea dumneavoastră și vă dorim ca... Poate de la băie, dar dacă nu... Acceptăm trei presupuneri, da? Avem câteva răspunsuri din partea dumneavoastră. Imediat vă spunem și răspunsul final, totuși din partea cui vine surpriza. Dar mai întâi vă dorim ca buna dispoziție și zâmbetul să nu dispară niciodată de pe chipul dumneavoastră. Să aveți parte doar de experiențe grandioase și de multă inspirație ca să creați în continuare lucruri incredibile. De-a lungul vieții dumneavoastră ați creat lucruri frumoase, mai exact, ați născut copii. Iar ei, ce au făcut astăzi? Ei au pus la contribuție multe urări de bine, multe cadouri, multă dragoste și au decis să vă facă seara mai frumoasă prin intermediul nostru. Iar pe lângă toate aceste cadouri, să știți că au scris cu multă afecțiune câteva cuvinte frumoase pe care le-am tipărit pe această felicitare. Vă rugăm să le ascultați cu mare atenție. Scumpă, iubită, gingașa noastră mamă, primește felicitările noastre cu ocazia acestei zile minunate. Iartă-ne dacă cel puțin o dată te-am supărat. În ciuda tuturor lucrurilor, să știi că noi te iubim și te prețuim foarte mult.
ești cel mai bun om din viața noastră, cea mai dragă, cea mai frumoasă. Întotdeauna ne susții, ne ajuți și chiar și atunci când alții ne ignoră. Întotdeauna te bucuri sincer pentru orice succes de-al nostru. Îți mulțumim pentru absolut tot ce ne-ai învățat. Îți dorim să fii mereu sănătoasă, să nu te întristești și să zâmbești cât mai mult. Mămica noastră, noi te iubim, să știi asta. Cu dor, fiicele Silvia, Aleona, ginerele Sergio, nepoței Simon și Lorenzo. La mulți ani și toți sănătoși, iartă-ne că nu suntem astăzi alături. Iar acum, chiar dacă sunteți emoționată și văd că ați vărsat lacrimi, este ceva firesc, lacrimile cred că sunt și de fericire, vă rugăm să le spuneți câteva cuvinte de mulțumire, chiar dacă cu unii ați discutat astăzi. Îi mulțumesc foarte frumos la nepoței mei, la fiorul meu, la jineri, la fetele mele, care ele mi-au trimis așa cadou frumos. Îi mulțumesc foarte frumos. Dumnezeu să le păzească, să-i aibă în pas. Îi mulțumesc frumos. Noi vă mulțumim pentru reacția frumoasă, chiar și pentru aceste lacrimi vărsate de obraz. Iar acum vă spunem un mulți ani trăiască și vă cântăm împreună cu cei de la Lărguța. Încă un rând de aplauze și la mulți ani! Bănuiesc că și sănătoasă până la 64 de ani. 46 sau așa. Și vă dorim să ajungeți și la 64 dacă aveți 46. Felicitări! Mama, tu ești viața mea. Dragă mama, azi e ziua ta. Îți stăruiesc inima mea. Îți stăruiesc inima mea. Toate florile rezultă din faptele făcute cu suflet.